Problema racordului la energie electrică și la termoficare va fi rezolvată în ceea ce privește noul cartier Anele din Opcini, în perioada în care Termonet va face revizia anuală a instalațiilor. Este vorba despre 3-7 septembrie. De altfel, locuințele sunt gata și pot fi atribuite viitorilor chiriași. Criteriile de alocare au suferit însă câteva modificări. Cei care au 35 de ani, dar nu mai mult de 36 de ani la repartizare, trebuie să aibă un loc de muncă, nu trebuie să aibă locuință sau să fie avut locuință. Și se iau în considerare inclusiv cei care lucrează până la 10 km în jurul municipiului Suceava. Cel care are, stă în chirie are 10 puncte, cel turat în spațiu 7 puncte, dau așa limite maxime și minime, căsătorii 10 puncte, necăsătorii 2 puncte, număr de copii, un copil 2 puncte, 2 copii 3 puncte, 3 copii 4 puncte, 4 copii 5 puncte, peste 4 copii 5 puncte plus 1 la fiecare, pentru fiecare copil. Starea de sănătate, dacă ai probleme sau cineva din familie, 2 puncte. Vechimea, la fel, până la un an, 1 punct. Între 1 și 2 ani, 3 puncte. 2-3 ani, 6 puncte. 3-4 ani, 9 puncte. La fiecare, peste 4 ani, se adaugă câte un punct. Studii superioare, 15 puncte. Cei fără studii, școală profesională, 5 puncte. Situație locativă deosebită, cei care provin din centre sociale 15 puncte, cei evacuați din case naționale 5 puncte. Sunt 517 dosare depuse pentru locuințe ANL, iar cei mai mulți tineri așteaptă să le fie repartizate unul din cele 80 de apartamente din noul cartier. Doar dosarele actualizate vor fi ierarhizate.